Marian, te salut. Prietene, stai cu minte. Dacă mă vede, nu poate, știi? Poate vede și calul, știi? Pe cal, da, găsești. Dar oare dacă închidem porțile? Pe să poate, nu se iasă, haică-l-o. Hai că pai. Așa. Te salut încă o dată. Și eu te salut. Că noi am oprit acum un pic filmare pentru cățel. Ne-am întâlnit ieri la expoziție la Baia Mare. Da. Cum ți s-a părut expoziția? A fost frumoasă. O expoziție bună, s-ai reușit. Da, dar se cam strică treburile cu băieții obraznici care nu s-a țin. Acum nu vezi cum e nou. Mai beau o bere, da, și da, să mai întâlnesc cu câte unul datornic. Și... Pentru total a fost ok. Bună treabă, așa-i? Da. Ai dus-o și pe prietena la... Da. I-am uitat numele, că mi l-ai spus, dar... Tanța. Tanța ai pus numele? Tanța. Cheamă Tanța. Da, e frumoasă Tanța. Are 6 ani. Așa. Foarte cu minte. Da. Părinții, tatăl frizian baroc. Așa. Mama o ia pe Comtois din Franța, sură, și o ieșit dânsa. O ieșit o iapă frumoasă, neagră. Frumoasă, o iapă grea. Observ că are un S și ieri la expoziție ți-am întrebat. Da. Sunt inițialele atelierului vostru. Exact, așa-i? Exact. Așa? Voi mai potcoviți, mai vin și mai potcovește omul la voi? Da, da. Asta foarte e meseria noastră. Foarte fain. O serie din tată în fiu, care nu se pierde la noi în familie. Te știi cu potcovită? Da, da, da. No, lasă că într-o zi, dacă asta, planificăm o... Sunt curios să vedem. Exact. No, poți să întorci un pic? Poți să întorci, da? Da, da. Zici că astăzi te-ai fi dus călarea? Se știe călarea? Da. Ține așa, stai în fața ei, te rog. Așa, stai așa în fața ei. Așa. Poți să te uiți încoace, să te vedem? Frumoasă, n-ai ce zice. Zic că ne-am întâlnit și tura trecută la... Să Călășeni? Sau unde ne-am întâlnit? Da, dar nu aveam atunci. Nu aveai, atunci aveai ceva cal tărcat? Da, o mânză tărcată. Așa? Și un... Era numai pe custodie la mine, nu era... Așa, da? Și avea o sură? Un cal sur. Un cal sur? Un cal sur. Dar am vrut să evoluăm și... E frumoasă, n-ai ce zice? Superbă. Mai întoarce, da, te-te-te? Momentan nu e gestantă, dar sunt la Satul Mare doi produși din ea. Așa? Doi exemplare. Unde? Extrem de frumoase. Negri? Nu, roșii. Asta fiindcă mama e Comtois. Eu cred că armăsarul la care a fost dusă ea. Aha. A fost am înțeles. Altă culoare. Am înțeles. Dar ea e neagră total. No. Deci, de-abia așteptăm. Niciun pic de alb. Așteptăm să vedem și ea o mânză. Sau mânz, nu? Dacă o să mai fie la noi. Dacă nu o să ne referim pe vinde. Am înțeles. Cristi, iapa e folosită și la călărie, așa, la tracțiune, singur. La lem? A fost și la lem foarte mult, la negrești, la băieți. Aha.
s-a muncit cu ea la pădure. Acum de o perioadă nu mai muncit, numai pentru noi, pentru casa. Așa, merge la căruță după la căruță, spune? La călărie, nu se sperie de mașini. Zici foarte, că... foarte docilă. Stă foarte, foarte bine la potcovit, fără probleme. O să ne arăți cu piciorul. Da. De piciorul? Super. Și pe spate? Pe mine ăla pe spate mă interesează. Da, și ăsta. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Bun, bun. Super. Are o înălțime de 1,75 m. Ți-e frumoasă, eu ți-am analizat-o ieri. Acum nu, nu sunt eu profesor, dar... Seamănă mult cu tata, cu frizian, are foarte mult de la friz. Aha, greutatea are a lui maică-sa, dar forma și culoarea de la taică-sa. Super. Foarte, foarte cu minte, blândă. Îți mulțumesc mult! Cu plăcere! Am adus câteva bucăți care le-am avut mai la îndemână. Să-ți arăt niște scule care le-am păstrat pentru mine. Așa. Am adus din Anglia foarte multe, am adus la prietenii mei, am tot vândut. Dar câteva am lăsat și pentru mine, pentru caii mei. Așa. Prezint un căpuțan englezesc, foarte, foarte finuț, cu niște zăbele foarte, foarte faine, frumoase, zic eu, îmi place, să îmi spună plac. Și băieții, îmi plac, să îmi plac, filmarea, asta pentru cai care sunt un pic mai tari la gură, unul pentru cai care nu sunt chiar așa de tari, deși e lanț aici, dar se poate muta. După o zăbăluță pe alta. Câteva zăbele sau strugne, să mai zic, în alte părți. Simple. Simple. Rupte în gură. Da. Asta e pentru dresaj. Așa. Astea sunt pentru atelaj. Așa. Aici. Cai care sunt foarte ușor la gură. Zic, aici observ că aici o șaua. Da. O șaua. O șaua din Decathlon am cumpărat-o. Așa. Din Franța. Nouă. Acum câțiva ani? Anul trecut. Anul trecut? Anul trecut, da. Am călărit-o de câteva ori pe ea. Nu-i foarte curată, că se praf pe aici pe la noi. Și ce să faci? E greu de întreținut. E frumos la țară, ai? Da, foarte frumos, da. Așa? Aici... O pereche de clopote pentru cai. Observ că ai clopote vechi. Da. Ia să vedem cum se aud. Lață-l ușor. Piticuța. Fii atent când am făcut, când a făcut domnul Costel concursul cu clopoții acolo la domnul Dan. Bă, atât mi-au zongănit clopotele în cap. De vreo o săptămână tot dureri de cap am avut. Da, da. Aici ai și niște hamuri. Da, ce da. Să pun pe cai pe care îi pui tu la căruță. Da, da, da. No. Alea nu le mai trage afară că greu. Nu mai că no, sunt patru bucăți acolo. Bună treabă. Complete. Zic că bună treabă. Da.